Ruibiștii de la Stejarul Buzău se pregătesc pentru cel mai așteptat meci al acestui sezon. Formația buzoiană va juca finala Cupei României, grupa a doua valorică împotriva dobrogenilor de la CS Năvodari. Cele două echipe au terminat pe primul loc în seriile din care au făcut parte câștigând toate meciurile disputate. Stăjarul Buzău s-a impus în seria roșie din care au făcut parte CS Știința Petroșani, CS Mănășturi și CS Oave Arad. Buzoienii au adunat același număr de puncte, 28, însă au avut două o partide pe care l au câștigat la 0, cu știința Petroșani 36 la 0 și cu CSU Ave Arad 5 la 0 la Masa Verde. De partea cealaltă, CS Năvodari s-a impus în seria albastră, din care au făcut parte CSM Bucovina Suceava, Rece Megalați și Rece Bârlad. Cu 28 de puncte acumulate, echipa din Constanța și-a dominat adversarii, reușind în ultima etapă din faza grupelor cea mai mare diferență de scor din actuala ediție a competiției, 71 la 17 cu Rece Bârlad. Meciul de vineri, care aduce față în față cele mai bune echipe din al doilea eșalon valoric, se va disputa la București, pe terenul din complexul Ghencea de la ora 16. Partida va fi transmisă live online de RuiBTV. TV. Echipa care va câștiga meciul de baraj se va califica în sferturile de finală alături de echipele din Superliga.